Suntem live! Suntem live! Suntem live! Fetele, cochetele! Dar de ce se vede așa încă? Pretenții? Asta este... Mă bine am stins. Asta este viața! Da! La mulți ani! La mulți ani tuturor! Cum ați început anul? Noi cu chitară în brațe? Din fericire! Așa ne-am născut! Așa ne-am născut în 2021! Da. O să vă cântăm câteva căi. De ce? Pentru că nu puteam altfel. Sunt împreună cu Maria Mâna Sus. Maria Mâna Sus. Simi. Și... Și Sofie. Și Sofie, bineînțeles. Am ales să ne retragem așa într-o cameră micuță și să vă cântăm așa liniștit, ca de început de an, numai de bine, cântece... Cum sunt cântece pe care cântăm azi? Nu, de obicei. De obicei nu ne-am hotărât ce o să cântăm, dar sigur o să asistați la o repetiție de cântece, de fapt. La mulți ani tuturor! Este procesul nostru de a repeta cântece când ne vedem. Corect. Pentru că nu ne-a ieșit să montăm microfoane, să amplificăm chitări și să... Bine, nu ne-am stătuit nici foarte mult, recunosc. Live-ul va fi doar pe Facebook, iar o parte sau probabil chiar toate cântecele pe care o să le cântăm le voi abada și pe YouTube. În curând. Hai să cântăm primul cântec. Care este? Primul cântec? Știu unde aici? Ce sunt medalici? Da, l-aveam pe aici pe la final, parcă. Uite, l-am aici, până îl găsești. Super, nu-l mai pun, că și așa, catastiful meu e prea mare pentru... La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și multă sănătate tuturor, să scăpăm anul ăsta de toate relele de care ne-au, cum să zicem? Contaminat. Care ne-au contaminat anul trecut, da, dar poate nu pe toți, totuși. Da? Da. Mai povestim ceva? Fără capăt de asta, fără asta și tu intră și... Cântăm Țurțuri Metalici de la Karma. De minim două voci. De minim două voci. Nu pleca, nu pleca, mai rămâi.
cât de mult mă iubești. Super drăguț! Yay! M-am gândit acum, în timp ce alternam pe asta, să cântăm Restanțiere, că mi s-a părut așa... Dacă îl găsești... Că ni se potrivește pentru Revoliană, asta sfârșit de la 1 noaptea. Va fi printre alte multe cântece. Suntem la gura râului, în bătătura câmpenilor și cântăm cât n-am cântat aseară. Sunt restanțiari restanțe aseară. Am rămas foarte restanțe. Mi-am pus restanțe la somn și trebuie să ne recuperăm restanțe. Măi, dar am uitat să zicem că de fiecare dată zicem, nu doar mie, mi-aduce aminte cântecuțuțul metalic de cine? De lui! De lui, nu uite! Lui, dacă ești printre noi, te salutăm la mulți ani! Eu sunt interesantă și cu niște telefoane la nașul. Pe calea asta e mai, facem niște dedicații. Da, așa. Dar revin acum. Anul ăsta este anul restanțelor trecute cu brio. Asta a fost unul. Care, ăla? Nu, celălalt. Se întâmpla de mult din sol sau cu capul cu ceva fără capul, nu? La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Ah, ia uite! Ați început cu dreptul anul. Superbă melodie, zice lui, nu! Bravo! Hai să punem în capul, Ana, că nu hai să punem în capul. Cu doi? Dar cred că l-ai cântat tu din sol și eu din do, nu? Tu din sol cu capul pe 4 sau 5. Cred că pe 4. Hai să vedem dacă ne... Și l-am cântat din sol? Parcă așa se zic. Sunt îndată de mult. Cred că așa. Pe 5. Noi suntem singuri. Da, pe 5 trebuie, capul. Și cred că nu e prea sus. De cine e muzica? Nu știi, dar aveți și voi versurile în cap. Știm, în cap, da, sper. Vreau să vedeți noi. Mânuțele, ei, sărâna. Sărâmânuțele. Ok. Ce? Lui. Nu vă aveți seama. Prin zăpezi de mai, prin zăpezi de mai, colinii.
risipit, a rămas doar ceața. Sus pe munte n-a mai fost deloc. Ce frumos e aici, ce frumos e aici, atunci când dimineața soarele răsare după noi. Doar o adiere, doar o adiere, am plinat balanța. Suntem ca veniți din alte lumi. Cu rucsaci în spate, cu rucsaci în spate, noi avem restanțe. Dar acum noi suntem cei mai buni. Noi suntem singheri, suntem restanțieri. Dar noi n-o să știm uita niciun. Să trăim speranțe, să avem vacanțe. Eu asta mă slăbuie, să nu uităm, să urcăm pe munte, să nu uităm, iar voi să nu uitați să culegeți pentru fete flori, da? Pa de flori? Să le cumpărați. Dacă tot din vorba. Să le cumpărați, să le culegeți. Ideal de să le culegeți. Uite, să am grijă cu lăsat pe lângă mine. Da, ce să vă mai cântăm? Hai, ziceți voi acolo. Inspirați-ne, că noi oricum cântăm ce vrem, dar voi inspirați-ne. Ce știm mai exact? La mulți ani, la mulți ani! Salut, Paul! Mai ai câteva ore să te hotărești dacă vii mâine cu noi pe Cimbrel. Să știi că a nins și că e foarte frumos și că, nu știu, chiar dacă plouă jos, pe munte ninge. Pe munte este soarele și ninge, da. Hai să vedem, ceva ce n-am mai cântat așa de mult, ceva ce n-am cântat împreună. Doar cu gândul la tine, primăvara, e prea tristă. Asta nici așa. A, uite, oamenii spun, da, ce normal e bine, s-o crezi tu. Hai să vedem cum facem cu asta, da? Vrei să te referi la comentarii? Ție, dați liber. Nu, mă refer la... Nu știam că tu te uiți la comentarii. Păi am deschis acum ca să văd și eu comentarii. Mi-e frică să nu sunteți laptopul despre asta. Fetelor... Ia sigur. Să stau și mai așa un pic, dar suflet. Normal, am făcut sport. Să știți că noi am făcut sport. Să faceți și voi. Nu mai mult decât. Revenind la cântece. Care e Maria cântecul tău preferat? Bine, care îți vine acum în minte? Repede, zi, repede. Ce bun e vină de mise. Așa, urmează. Ia zi și tu, Maria. Daci liber. Urmează așa. Și noi cântăm câteva pentru tine. Eugen Avram, fără capodasul, nu? Fără. Dar nu, cu capodasul. Că ziceam noi să nu fie prea greu la chitară, să nu pune capodasul foarte sus, l-am pus cam pe patru. Parcă așa era. Da. Oamenii spun că ce-i normal e bine, da, da, da. De-ar fi normal să nu și în cale, ochii mei te văd. Ce vină am, ești așa frumoasă, da, da, da. Ce vină am că treci în drumul meu spre casă, iar în plus sunt orme care nu-mi dau voie să te opresc și să-ți vorbesc. Face soțul tău.
Să cânte bridge-ul în locul nostru. Ar fi minunat. Yay! Da, n-am mai cântat cânticul ăsta de foarte mult timp, dar știu că e unul dintre primele cântece pe care le-am ascultat eu așa folk. De mult, mă rog. Hai să cântăm Dacile. Da, hai să cântăm Dacile. Felicitări, mulțumim, mulțumim. La mulți ani, Olga, și ție. Yay! Să dăm cine. Nisipe coapse, zice lui. Ia uzi. Urmează și dar ce liberi. Ce liberi cu capul de trei, ok? Chestia de ritm. Chestia de ritm. Să stric melodia. Aveam o chestie de ritm. Yes, okay. Dar dacă nu era de mânăie. Da. Nu cred că e la mână. Ok, Roman, ce stai? Lasă, pentru că... Dă-te un calorifer. Da. Nu e al nostru. Ce am zis? Daci liber. Daci liber. Vor daci liber din columna, în bășile teșuieră în vânt, aduc cu ei sărutul libertății, și-al permanenței ce răsună-n cânt. Coboară nacii liberi din columnă, prin bărșile teșuieră în vânt, aduc cu ei sărutul libertății, și-al permanenței ce răsună-n cânt. Când auzi de chiu și vai, pune șeie pe cai, să cântăm întregul cai. Mereu de atâtea ori
Mi-a acum vine în minte asta, sunt la gura râului și da. Asta bonus, da. Asta bonus, da. Hai și vinul de nisec. Hai și aia. Îi place mai mult. Nu stai acum. Nu stai acum. Uite, la risici. Asta mi-aduc aminte, să le știi. Deci când vreau să cânt o melodie, când vreau că de trebuie să stau să caut, nu știu ce. Și ai zis, ce bun e vreun de misec și o avem aici. Din două, știi? Da, din două. Din capo, fac ceva? Ce bun e vinul de misec, ce triști sunt anii care trec fără tine. Ce iubirea mea mai există, tristă. Ți-ai rupt din viața mea mai mult decât contra. Dar și am o voi întreba. Ai noroc, ai noroc, ai noroc. Ai noroc, ai noroc, ai noroc. Ani trec. Ce bine, vi se armoniază vocile, ia uite. Mulțumesc, Sindorina. Ce spune mama? Știi, sunt complet obiectiv ce-a spus Sindorina, pentru că nu are nicio legătură cu Sim Adriana. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, tuturor. Și noi vouă și voi nouă. Mua. Să nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube, să păniți notificările. Și apăsați pe clonțotări. Și fiți atenți că anul ăsta Simi lansează un canal de YouTube special pentru grădinărit. Da, asta era un fel de spoiler. Da, ce-am spus acum nu am auzit nimeni. Nu, absolut. Ok. Suntem între prieteni, nu-i așa? Da, lui nu are un canal care suntem între prieteni. Abonați-vă și apăsați pe clonțotări. Revenim. Asta a fost pauza de publicitate. Urmează în 10, 9, 8, ce cântăm? Ziceți, ce mai cântăm? Ascunde, ascunde. Hai, hai să dăm cu sărci aici. Poate flor l-ați cântat pe lor, uite. Poate flor, nu l-am cântat. Cântăm poate flor? Am cântat, cântat. Sunt mai cântat. Hai, stai. L-am cântat și ultima dată când l-am cântat. Am un pipi. Ceva fericit. Voi ce cântăți? Nu mi-e plac alea pe care le văd descrise și pe care le cânt. În general. După aceea să-ți alegi una care îți place numai ție. Mie? Da. Adică care o cânti numai tu și o știi cânta numai tu, că vreau și eu să cânt Viera. Nu, mai bine cântă numai tu. Numai tu, numai tu, numai tu. Pa-r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 a-
așa, cum ar zice mine, pupată, pupată, pupată. Da, de ce am zis că facem? A, ba de flori? Da, nu, tristofiară. Hai, tristofiară. Te o ciupești tu, că pe mine mă da, o ciupesc, o ciupesc. La mulți ani, focul viu. Ține-ți-o tot așa, nu ne fac de ce ne-am zis. Mai scoate zici, hai, bă, ce să fără. Ce să fără. Ce să reinterpretăm, măi, Simi. Păi, acum, copyrights și chestii. Opa, așa. A? Hai, că nu se vede, că se vede. Cu capăt asta pe 2-3. La mulți ani! Cine ne mai scrie? Toată lumea. Stai că aici am o chestie. O tristofiară. Foarte trist. Nu știu să-l folosesc? De rog, nu știu Nu sunt eu cea și care... Și dacă vrei să dai în jos, stai cu două degete. Da, nu, 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 n
nu știu, cu de-astea mere mușcate. Uite așa, două degete. Două degete. La mulți ani cu sănătate și cu bucurie. Că mai bună decât la mulți ani la doamnelor sau domnișoarelor, la bun, vă doresc la Cluj. Cu două degete. De la Cluj. Ia auzi, vezi? Întrească și Claudiu Ceclan. Se de la Via Dacă. Normal că sunt movie vrea să fure cadă. Sau să fugă. Pe 2, pe 3. Hai, cântă un pic și cu capul mai sus un pic. Ce să mai cânt o dată? Da, un refren, măcar ceva acolo. Nu știu dacă nu mai are rost. Deja nu mi-a ieșit. De ce să nu mai iasă a doua? Am un pitic, am citit acolo. Să cântăm imediat un pitic. O să încercăm. What's next? Nu, nu vrei? Un pic? Așa niște note, mai sus un pic de la Siri. Nu știu eu de ce mi-e dor. Mi-e dor, mi-e dor. De frații mei din Labrador. Să nu-i bucăm de-a Damilia, că nu mai trebuie dor. Noi trebuie din partea asta și zic, mi-e dor, mi-e dor. Șocătușă și multe, multe, multe. Hai să te hai să cântăm pe asta. Hai, pa, 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 cu zăvrelele la geam. Este caietul negru. Hai, hai, neapărat asta. Este caietul negru. Negrul. Caietul negru. E negruțul. Cred, pe la final, așa. Hai să vedem. Să fie Adamilia, să fie... O găsim, o găsim. În curând. Aici ai armata? Nu? Am pierdut-o pe Adamilia? Nu, nu este posibil. Hai, dă-i cu sărci. Până când e piticul, da? Hai, am un pitic. Fără capodastru, cu capodastru, aceasta este întrebarea. Am un pitic.
vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Deci când te poți să iei cu coreografie, da, tu știi? Da. Am un pitic și vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Alina Manole, la mulți ani! Hai să vedem! Am un pitic și vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să facem mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Picul meu stă în bucătărie pe o felie de pâine, e verde, poate pălărie și-ar vrea să aibă un câine. Picul meu are nasul mort și spune povești de alcool. Mă dă în via fiecărui voinic care vrea să fie amic. Am un pitic și vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să facem mărunt o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Ultima parte, ca de obicei, finalul apoteotic al Ana Teodora. Am un pitic și vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să face mărunt o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Am un pitic și vreau fericit. Cred că-mi trebuie doi să stea amândoi și să face mărunt o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Trageți o fugă și pe la Alina Manole pe profil, vedeți ce mai face, ce mai zice. Dacă mai are pitici? Dacă mai are pitici. Uite aici, maneaua, să nu se găsise. Maneaua lanțurie, s-a găsit maneaua. Doamne, Simi, eu m-am roșitat de la gurița aia de vin. Da, am pus. Calorifermul ai oprit. Niște lanțuri și o cătușă și multe, multe, multe lacăte la ușă o să am. Haine cu dungi foarte, foarte, foarte lungi cu zâmbrele la geam. Nici o grijă n-am cu ghiulelele la picior. O să mă simt foarte ușor.
de dragoste, mă, uite aici, normal. Hai că, da, ne facem de despre canalul. Hai, zi, de gura lui. Hai, vine aici, mai la centru, da. Mamă, da. Da, gura lui, tam. Da, sunt de la gura lui, cântă fetele ceva de la locului. De ale locului, da, așa. Se obișnuiască fetele când de locație în Google. Da, de locație nici pe Google nu cred că găsim așa ceva. Hai, 2, 3 și am găsim. Câte curare ului, la 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 la, un frumos cabanea nui, la 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 la, căină și subțire, la 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 la, mă fetele după el, la 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 la, și cop de viorele, la 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 la, mă fetele după ele, la 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 la, de-ar muri fetele toate, la 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 la, din mâna mea nu l-o scoate, la 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 la, să știu bine că mă las, la 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 la, eu pe badea nu le las, la 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 la, să știu bine că mor mâine, la 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 la, pe badea îl iau cu mine, la 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 la, și lor tot nu le rămâne, la 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 la, și lor tot nu le rămâne, la 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 la, câte gurare unui, la 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 la, un frumos ca badea lui, ca badea lui. Bine, vedere! Îmi pare rău că lipsește Radu. Dar am ști și noi care-i badea ăla. Dar ne lua fața, dacă venea Radu aici, gata, pieream toate. Așa, ce mai gândim? Hai că abia m-am încălzit. Salut, Andrei! La mulți ani! Cu mare drag! Vă pup și abia aștept să ne revedem! Pe MCF, you rules! Așa l-am cunoscut pe Andrei, despre asta vorbesc. Copil hoinar! Din do major mai este? De ce vrei tu? Hai! Stai! Și deodată versuri nu mai ai. Și apoi stai. Scris asta din greșeală copii hain. În loc de copii hoin. Hoin. Dacă închid ochii și ascult vântul, sărul lumina pământul, sor cu sete din petale, lacrimile florilor, și mă întreb cine-o fi inventat cuvântul dor, ca un foc aprins de soare, vreau să-mi dea vântul răcoare, să mă stingă, să mă prindă în joacă, copil hoinar. Dor-mi e să beau lumina, ca în clipa care să vină, fericirea să o aflu și eu. De ce ar fi toamnă, de ce tristețe, de ce uitarea, ochii somețe, sor cu sete din petale, lacrimile florilor, și mă întreb cine-o fi în zare, mi-a atât de dor, dorm-mi e să beau lumina, ca în clipa care să vină, fericirea să o aflu și eu, copil hoinar, ca un foc aprins de soare, vreau să-mi dea vântul răcoare, să mă prindă, să mă stingă din nou. Și acum încheiem, ne pregătim să încheiem această transmisiune live. Putem să predăm legătura, dar nu știm cui.
Da, vreau să vă spun neapărat că ideea acestui live mi-a venit cu gândul la revelionul pe care l-am petrecut acum 10 ani, tot undeva pe lângă unde suntem acum, adică la Păltiniș. Și a fost așa, cumva... Așa, nostalgică, da. Au trecut 10 ani de când ne cunoaștem, 10 ani de când am tot cântat. Și nu suntem surori. Da, când am tot. Am fi putut fi. Nu suntem surori, da, da. La mulți ani, foarte fain, un super show de anul nou. Yay! Îl urmărim dintr-o cabană de la Lungșoara, Argeș. O să mă, ce fain. Hai, așa de încheiere, să găsim ceva fain. Puteți să ne sugerați ceva fain de încheiere. Mie, acum... Nu scroll pe aici. Așa nostalgic. Nu vreți să știi ce am eu minte acum. Nu, minte acum. Nu, am câte cele de ale copiilor. Cu... Noaptea vine în magazin, vine la jucării. Toate dorm și au somnulin, dar se trezezi se din. Sare mingea mea, hai să duci pe mâna. Sare. Sau iarna a venit peste străzi, peste case, tot în jurul meu e îmbrăcat în nea. Fulgi de zăpadă, sunt reci ca de gheață, vreau să-i încălzesc chiar cu inima mea. Eu fac un om de zăpadă, cu nasul doi ochi și un nas. Hai, de bună! De final. Și mă mai gândeam la asta, poate ți-l găsesc. Oh, e prea tristă. E prea tristă. Hai să nu... Unde ți-l găsesc? Nu dăm ce mai ești sau... Unul ăla de alb... Cred că o știm, dar... Ne pasă-l pe fetele să cum sunt mai pustiu ca întotdeauna, de când mă simt tot mai bogat de tine, risabet îmble soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia-și mai ține lumea ale sale și într-un perea de muze mute. Nebunile negri caută o cale și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de ar ce capturează. Vecinea neagră pentru veșnicie și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de ar ce capturează. Vecinea neagră pentru veșnicie. Gâr de scriere de accidente, marfare triste vin în miezul verii. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priverii și aberante, copii fragili duc în părinți în spate. Și albatros până eu scăpate, și albatros veni spre săruri scate. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează. Regina neagră pentru veșnicie, și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează. Regina neagră pentru veșnicie. Dor de tine și îți fau chipul în fiecare margine a firii. În podul palmei dacă iau nisipul, simt un inel jucându-se de-a mirii. Te aud în bătălii din vreme-n vreme, ostașii gărzii tale ți se închină. Iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavă și nume de regină. Te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează. Regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează. Regina neagră pentru veșnicie. Thank you.
le știam cândva. Mă ducea memoria mai departe decât mă duce caietul. Sunteți minunate, fetelor! Suntem minunate, fetelor! Să ținem în minte anul ăsta, să nu uităm nicio secundă cât suntem de minunați cu toții. Mulțumim mult de tot că ați fost lângă noi, pentru că pentru noi atenția voastră înseamnă foarte mult, cel puțin pentru mine, nu pentru ea. Și nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube, Ana Teodora, urmează să postez acolo și cântecele pe care le-am cântat astăzi. Fetelor, le înregistrăm, da? Mm-hmm. Da, așa. Și tot acolo o să vă anunț ce mai urmează, să mai cântăm și pe unde să mai cântăm și o să mă gândesc la tot felul de chestii noi pe care să le fac anul ăsta și abia aștept și sper să vină și la mine moșul cu o cameră nouă acum în ianuarie și să vă surprind cu o și mai bună calitate a imaginii. Și Doamne ajută și a sunetului. Doamne ajută, dar nu prea mi-ese momentan. O să mă mai străduiesc. Vă îmbrățișez pe toți, vă urez un an cu tot ce trebuie. Că nu știm noi exact acum ce ne trebuie anul ăsta, o să vedem pe parcurs. Și vă îmbrățișez cu tot, să știi, cu tot dragul. Și mă gândesc mereu la ce-aș putea să fac ca să mă mai bag în seamă. Așa, acestea fiind zise, să aveți un 1 ianuarie, este un 1 ianuarie, nu? Da, da. 1 ianuarie minunat, plin de cântec și de bucurie. V-am pupat! 2021, noi te-am primit cu cântec, tu să ne primești cu drag.